Boala nu este o catastrofă nucleară. Boala este un examen. Ei au înțeles în urma bolilor pe care le-au depășit cu Dumnezeu. Boala nu trebuie să ne ducă în situația de a dălădăjdui. Dimpotrivă, boala este, repet, un examen. Este dovada că Dumnezeu ne iubește. Pentru că un om bolnav, un om încercat de Dumnezeu, va fi un om care va conștientiza mult mai mult neputințele sale, își va da seama cât de fragilă este viața aceasta și cât de mare este nevoia prezentă în Dumnezeu în viața noastră. Un om bolnav se va ruga mai mult, un om bolnav nu va mai putea face păcate, un om bolnav așa va posti fugind de tot ceea ce este nefiresc și își va deschide inima față de Sfânt Saltura. Un om bolnav va înțelege ce înseamnă să ai o mamă, iată, cu cancer sau un copil bolnav cu leucemie. De aceea, da, este foarte bine să vedem boala aceasta ca o șansă pe care Dumnezeu ne-o dă nouă pentru a ne întoarce la El.